Neața, neața, bună dimineața, în direct, aproape de piatra arsă. Oamenii au început deja să se ducă înspre babele. Grupulețe, grupulețe. Foarte frumos. Am înoptat în seara asta aici, lângă cumnatele babelor, pentru că n-am altă denumire să le dau. Foarte, mi-a plăcut foarte mult aici. Liniște, pace. Vântul n-a bătut absolut deloc. Am avut o seară foarte plăcută. Uitați și dumneavoastră cum arată formațiunea. Două pietre tăiate sus, despicate, nu știu cum, nu dau seama cum s-a format așa. E incredibil. Foarte fain. A început acum spre dimineață să bată vântul. Pe semne că se va schimba vremea. Pur și simplu arată exact ca babele. Exact, ca papele. Foarte frumoasă dimineața aceasta. Tama bună de adormețit. S-au anunțat și ceva precipitații mai pe după amiază. Sper să nu mă prindă decât în Sinaia, când ajung. Sper să ajung. O să încerc totuși abordarea pe bantă albastră sau ce-o fi până în poiana stânii regale, să văd și eu cum e traseul, pentru că nu știu dacă nu cumva ar fi și o alternativă pentru iarnă. Adică să pleci din Sinaia, iei pe la Piatra Arsă și ajungi la Babele. Un traseu de iarnă de o zi, probabil. Iar dimineața e bine să întâmpin ziua cu un ceai cald. Tocmai mai am fix aproape un litru sau mai mult de un litru, pentru că acest bol, din ce am verificat eu, are gradația un pic deviată, cu vreo 50 de mililitri. Acum l-am pus să se răcească pe iarbă. Tot să spun că mai am litrul ăsta și ar trebui să-mi ajungă până în poiana stânii. Abia acolo mai am izvor de apă pentru realimentare. Iar cineva mi-a spus de la Babele că ar mai fi un decanton la Piatra Arsă sau până în Piatra Arsă. Un decanton de apă. Acum n-am să trec pe acolo pentru că nu am timp. Dar e bine de știut. Atâta tot că e din aluminiu și îmi place așa cum arată, din ce material e făcut. Capacul văd că e rezistent. În schimb, i-am făcut totuși o transformare. Și anume, uitați aici cum am pilit fundul, pentru că vreau să spun că nu încăpea fix pe rotundul, pe cercul mic, arzătorul. Și a trebuit să-l răgesc un pic ca să intre. Ceva de genul acesta. Și eventual rotit și practic faci un fel de încuietoare. Îl închizi practic, îl securizezi ca să nu se să nu cadă. Acum, nu. Așa el, vedeți, exact pe margine, uitați cum stă. Fix la ultima zimte. Și pe acest traseu, deși nu mă așteptam, mai sunt bicicliști. Tocmai i-am întrebat, ia uite, vine și cu căruța pe aici, incredibil.
că e destul de circulat și traseul ăsta pe aici. Din când în când mai trece câte o persoană, două. Dar cu căruța? Cine știe unde se duce? Și am întrebat de vreme, a zis că o să fie la fel ca ieri, probabil că e senin, că nu va ploua. Așadar, ne-a schimbat un pic perspectiva. Probabil că o să mai stau pe aici, îmi place foarte mult, e liniște. Nu știu, probabil 5-6 ore îmi va lua traseul până în Sinaia și am toată ziua la dispoziție. Nu știam eu de ce mi-e cald în cort. Uitați și dumneavoastră câte grade sunt în cort. Și pentru că am venit la munte să mă bucur și eu de răcoare, nu de 43 de grade în cort, am hotărât să-l strâng și să nu las nimic în urma mea. Observați că este foarte curat. Și să mă îndrept către Piatra Arsă. Și eu care credeam că traseul ăsta este mai puțin circulat, că încolo grupulețe, nu știu de ce, pentru că oficial e pe acolo, pe jos, acolo e drumul babelor, nu știu cum de l-au descoperit turiștii și pe acesta. Ia uitați ce parcare mare, plină de mașini, plină, bine că e și frumos afară, au început să apară ceva nori, însă n-aș vrea să plouă. Iar acum înțeleg de ce unii oameni o iau pe aici. Pur și simplu lasă mașinile în parcare și se iau unii după alții. Am întrebat pe unul, domnule, dar traseul nu e pe aici, e pe drumul babelor. A, păi m-am luat și eu după alții. Am văzut că urcă și am urcat și eu. Credeam că e mai liniștită traseul, dar uite că grupulețe. Și asta pentru că sunt singur care merge împotriva curentului și trebuie să stai să zici bună ziua la fiecare grupuleț. Vă dați seama, ți se usucă gura de la... Și așa, vreau să spun că fiind senin, ieri cred că am avut ceva probleme cu insolația. Și am început să am frisoane, să mă doară și capul, ceea ce nu prea e ok. Plus deshidratare. Mai am un litru, mi-am făcut ceai, acum sper să-mi ajungă până în Poiana Stânii sau să încerc să iau de la cabana Piatra Arsă, să văd dacă îmi dau ăștia niște apă. Să cerșesc și eu niște apă, altfel n-am altă variantă. Ia uitați cum se vede și Cairaimanul și Coștila. M-am oprit în acest punct, mai jos de parcare, pentru că în cazul în care nu vreți să cerșiți pe la Piatra Arsă, se face aici un râu, o sursă de apă. Acum sper să fie bună de băut, să văd. Aș lua un litru de rezervă. Mi-a spus și mie un cioban de pe aici, nu te coboară acolo în vale și dai de apă. Din păcate nu prea e debit acum, nu știu care e treaba. Sper să fie ok mai jos. N-am noroc, e cam stătută apa și bătând soarele o clocește. Așadar mai sunt fericire, dar nu m-aș risca. Mare păcat. Animalele n-au nicio problemă, văd că imediat s-au aciuit aici la izvor, la râu, ca să bea apă. Eu, din păcate, v-am spus, abia circulă, abia curge apa. Dacă ele n-au nicio problemă să bea din apă statută, dar și ele se duc doar într-un anumit loc, văd. Ia uite ce. Da. Nu știu, cred că o să mai... Văd că s-au dus până mai încolo, să mai iau așa de în lungul râului, să văd dacă e apă mai sus, mai mare. Zici că să bei apă din râu, ia uitați cum s-a bălăcit vaca din fața mea. Se uită în apă să-și privească mutra. Probabil că sunt conștiente și ele, da? De cum arată sau cine știe. E singura lor modalitate de a se vedea în oglindă, de altfel.
Și am lăsat și vacile în urmă. În schimb, ia uitați ce am dat pe aici. Ceea ce nu e plăcut. Asta înseamnă că apa nu este bună de băut, absolut deloc. Deloc, deloc. Și asta din cauza faptului că aici, înspre Piatra Arsă, mai e o stână și e posibil ca de acolo să se scurgă dejecții, probabil, cine știe. Și atunci o dai în alte belele. Și nu știam eu la ce sunt acolo puse. Acelea sunt ținte, vreau să spun. Sunt ținte de tragere pentru că pe aici am găsit cartușe. Sunt mini cartușe de tragere. Au creat aici un poligon cu nisip. Și oamenii s-au apucat pe tras. Acum vă dați seama, ăla care n-are o țintă bună și mai e și o cireadă în spatele țintelor, se alege cu o carne de mici, foarte bună. Și din toată sărăcia am zis să iau totuși apă de aici. Să văd, e un petic care are un debit mai mare și pare mai curățică. Vreau să spun că au început să apară nori din ce în ce mai mulți. Într-un fel e bine pentru că se mai face o umbră, dar ar fi bine să nu se dezvolte prea tare. Până la urmă am luat de aici. Văd că e destul de curățică apa. Acum am prins și om, vedea. Dacă apuc să postez videoclipul înseamnă că am supraviețuit. De la râu am mai ochit un câmp de floricele sau nu știu cum să spun, în orice caz ceva alb, seamănă cu bumbacul, vreau să spun, dar cum nu sunt sigur, e interesant cum crește bumbacul la munte, n-am mai văzut până acum. Foarte tare. Văd că vacile m-au ajuns din urmă. Și uitați cât de mare este. A mai venit o persoană aici să admire câmpul. Până la urmă m-am consultat un pic cu dânsul și zicea că seamănă cu bumbacul, dar nu e bumbac. Pentru că bumbacul are niște rămurele. Și sigur nu este. Ia uitați aici ce priveliște frumoasă. 4 vaci sau 5? 5 vaci. Un câmp alb, verde, foarte frumos. Am ajuns și la Piatra Arsă. Văzusem două persoane cu apa în mână și le-am întrebat dacă au cumpărat apă de aici sau au luat. Și vreau să spun că imediat din parcare, aici se face unde sunt scările astea, dar nu urcați ca să ajungeți pe traseu. Se face aici o cișmea cu robinet. Și avem apă foarte bună de băut. Ia uitați că mai știe cineva de o sursă de apă, practic e pe banda galbenă, pe lângă cabana sau hotelul. Deci în dreapta faceți și ajungeți la izvor. Foarte important izvorul ăsta. Acum izvorul este bun vara, pentru că având robinet, posibil iarna să nu funcționeze, să înghețe. Dar e bine de știut și asta. Și ce vreau să vă mai arăt, ia uitați, dita mai cârdă de mașini parcate. Ia uitați. Și asta din cauza caniculei care s-au anunțat în oraș. Uitați și dumneavoastră cum au venit oamenii la munte. Și am intrat și în linie dreaptă pe banda albastră. În schimb, când vreau și eu să văd cât mai până în Sinaia, mă întâmpin aici banda galbenă care mă duce la cota 2000. Și care spune durată o oră jumate, grad de dificultate mediu, sezonalitate dificil iarna. Deci n-ar spune că ar fi interzis iarna, ci ar spune că e dificil iarna. Urcare spre vârful Fornica, nivel de echipare mediu. Așadar,
Banda galbenă merge cu banda albastră până la următorul probabil marcaj și la un moment dat trebuie să fac stânga pe banda albastră. Cam așa a fost traseul până aici. Am ajuns și la o mămâie care se află în dreptul intersecției între banda galbenă și banda albastră. Mă întâmpin acest marcaj cu o săgeată la stânga spre Poiana Stânii, 2 ore, 3 ore. Interzis iarna. Nabeleaua. Nabeleaua. Sper să se vadă ceva. Deci interzis iarna. Păi m-a debusolat chestia asta. Asta înseamnă că dacă e dificil iarna la cota 2000, ea aici este interzis. Deci exclus să ajungi la Babele din Sinaia pe Valea Peleșului. Cabana Piatra Arsă, piciorul Pietrei Arsei, Poiana Stânei și Sinaia. Durată 4 ore jumate, 5 ore jumate. Wow! Grad de dificultate mediu, sezonalitate interzis iarna. Faptul că e mediu aici și este culoarea albastră, mă duce cu gândul la faptul că banda galbenă este mai ușoară. Cu alte cuvinte, sper să fi lămurit și simbolistica culorilor. Galben ușor, albastru mediu și roșu dificil. Traseul o ia probabil pe lângă o presupusă pistă de atletism. Cine știe, este în baragină, nu vine nimeni pe aici să o practice. Văd că norii ești cam fac apariția, încep să se umfle un pic, dar am mai tot discutat cu unii cu alții, toți zic că ar fi senin astăzi. Ar fi fost vreo 30% șanse să plouă, dar deja am început să nu prea mai am încredere în meteo din moment ce, nu știu, am fost pățit, era senin și până la urmă ploua în ziua respectivă, când am mai fost pe munte. Momentan traseu acceptabil, să vedem mai jos când o să coboare de pe culme. Văd că mai sunt turiștii în fața mea, așadar nu o să fiu singur. Încetul cu încetul se văd și munții Baiului. Plafonul de nori văd că începe încetul cu încetul să se mulțească, dar momentan văd că e ok. Și cam așa e și pe aici, nu e cine știe ce. Ia uitați cum se văd peticele de zăpadă netopite. Am zis să filmez doi greieri care probabil sunt foarte multe cupruri pe aici, se împerechează. Uitați cum stă unul în spatele celuilalt. Cum se uită. Incredibil. Urmează banda albastră. Vreau să spun că a început să se vadă și Sinaia. Îndepărtare, acolo trebuie să ajung. Vremea, bă, că e ok. Ține cu drumeții astăzi. Și vreau să spun că de aici se vede și Poiana Stânii, regale. Iar în dreapta, unde e soare acum, hotel cota 1400. Ce frumos se vede. Vremea este superbă, munții Baiului în depărtare. Norii văd că își fac apariția, dar mai mult pentru umbră. Iar acum traseul sper să nu fie prea anevoios la coborâre, pentru că am văzut că se coboară destul de abrupt, iar ca simbolistica culorilor, mă uitam pe hartă și văzusem atât jepii mici, cât și jepii mari au aceeași culoare, albastră.
În schimb, pe jepe mici sunt porțiuni de lanțuri. Acum, na, fiecare interpretează cum crede. Eu aș fi pus orice traseu care are porțiuni de lanțuri să fie dificil, ceva de genul. Acum înțeleg și de ce este interzis iarna, pentru că se merge pe porțiune expusă și riști să o iei la vale. Aici e problema. Cam așa se vede și Valea Peleșului, în toată splendoarea ei. Ia uitați ce frumos se vede peticul de lumină. Wow! Eu am ajuns și la o porțiune, mă întâmpină niște săgeții stânga-dreapta. Probabil că trebuie să ajung pe acolo. Și urmează porțiunea de posibil stâncăraie, cine știe, să văd cât de dificil e. Ia uitați ce abrupt frumos aici, pe Valea Peleșului. Am ajuns și la porțiunea de stâncăraie. Aici se merge un pic în zigzag. Acum dacă e pietriș, văd că e ok. Mare grijă la alunecuș. Ia uitați aici ce frumusețe de coborâre. Trebuie un pic de grijă acolo, neapărat. Ați văzut cum erau stâncile. Văd că mă întâmpină și o săgeată aici. Probabil, nu știu, sper să nu mai fie prea multe obstacole așa medii, ca idee. Mi s-a părut la până acum cel mai dificil. Uite, tocmai am filmat. Și să vedem dacă vor mai fi și altele. Ia uitați ce fluture frumos. Se hrănește de la floare. O să-l deranjez un pic sau aștept să-și termine treaba, pentru că eu vreau să spun că am ajuns na, că a plecat. Am ajuns la locul de odihnă. Este o măsuță aici, o bancă. Așadar, să vedem pe unde o mai ia traseu. Din dreptul băncii, traseu o ia la dreapta, mă întind până aici o săgeată și apoi încă un marcaj pe acel copac. Și n-am mai mers mult de la acea bancă și ia uitați ce podeț se face aici, o balustradă. Sper să fie ok lemnele, să nu fie putrezite. Da. Păi pe aici nu prea se putea trece, dacă nu erau puse astea, ca idee. Iar iarna, cine știe, foarte greu. Mai exact, interzis. Ia uitați cum stă copacul ăsta. Pur și simplu parcă stă pe traseu, are rădăcinile pe traseu și în aer. Pe când o cădea ăsta, când o cădea, pe unde mai mergem noi? Ia să-mi spuneți mie. Ia să-mi spuneți mie. Ups, ce e asta? Ce e asta? Sper să nu fie urmă de urs. Pentru că dacă e urmă de urs, eu am mai auzit că prin locul ăsta ar avea cuib vreun urs. Acum, momentan, văd că e ok. De obicei, urșii și în general animalele ies seara la mâncare, deci după ora 6, cam cu 2
trei ore înainte de a sfințit. Și cam asta e. Și pe traseu, ia să-mi spuneți mie, cum au ajuns voluntarii să marcheze acel semn pe trunchiul ăla de brad? Ia să-mi spuneți, cu scara, au venit cu scara până aici, e incredibil. Sau e posibil să fi căzut copacul, dar se vede că e tăiată, deci e clar că s-a urcat până acolo, pur și simplu. Pur și simplu, s-a urcat până acolo. Sau e posibil să fi luat, pe copac, cine știe. În dreptul lui a urcat și de sus și-a făcut de treabă. Au tăiat și copacul cu drujba, că n-au avea altă soluție. Dar e distanță mare, sunt cel puțin 2,5 metri probabil. Și după aproximativ 2 ore jumate am ajuns și în poiana Stânii Regale. Ia uitați ce frumos a deschis dintr-o dată peisajul. Traseul vă coia pe aici prin poiană și trebuie să ajung în drumul principal. Și am ajuns și în drumul principal. Aici mă întâmpină la stânga banda albastră pe acel copac. Bate soarele pe ea și abia se vede. Aici văd că mai sunt niște panouri cu privire la râs, cum arată la Căprior, arborii din Parcul Natural Bucegi, mă rog. Și uitați semnificația, probabil inelele anuale de creștere ale arborilor. Și pentru că mai sus nu era niciun marcaj care să spună la dreapta, pe unde am coborât, în dreptul panourilor, aici e o potecă care o ia prin poiană, în schimb eu la coborâri nu prea am văzut-o. Așadar, spre cabana Piatra Arsă 3-4 ore, interzis iarna, și spre cota 1400 oră și oră 20, dar de la Piatra Arsă, pentru că nu ai altă alternativă, ca să zic așa. Iar ca să cobor pe poteca regală, o să o iau pe o altă variantă, și anume pe aici, pe banda albastră. Dar până atunci am zis să filmez acest panou care arată crucea eroilor de pe muntele Caraiman. Detalii tehnice și alte cele. Sau să mă întreb totuși dacă acest panou se află și pe crucea Caraiman, care se află aici, de-aia zic că ce caută panoul ăsta de la crucea Caraiman în poiana Stânii Regale. Nici măcar n-ajungi până acolo. Ca idee. Sau ajungi, da, pe ocolite. Da. Asta e. Așadar, să ne vedem de traseu, zic eu. O oră jumate până la Castelul Peleș. Și pe un panou care abia, nu știu ce s-a întâmplat, că stă în diagonală, 50 de minute până în Sinaia. Atenție, zonă frecventată de urși. Pe banda albastră. Și n-am mai mers mult de la acel indicator și am ajuns și la acest izvor. Apa curge apa pe aici, dar e foarte bună, este apă de izvor, rece. Și vreau să spun că am aruncat apa de la piatra asta, am călat-o preventiv, am băut un pic din ea, dar nu se compară cu asta. Și uitați ce mai scrie și pe aici, ICF Sinaia 1980, așadar e destul de recent izvorul, nu credeam că e de pe vremea regelui, dar n-a mai apucat regele să prindă izvorul. Cine știe când se plimba pe aici, de unde făcea rost de apă? Probabil cu o cară cu el, cine știe. Cum fac munțomani acum, am cărat cel puțin 2 litri de apă la mine, 1 litru. Bine că am văzut și izvorul acela de la Piatra Arsă. Probabil că mai filmasem și în alte video filmulețe de ale mele,
când am mai traversat, când am mai fost pe Bucești, dar uitasem de el pur și simplu. Și acum mă îndrept către Castelul Peleș. Și pentru că am început filmulețul cu Castelul Bran, am zis că nu e un moment mai prienic de a încheia această drumeție de 3 zile cu 2 nopți dormit la cort din curtea Castelului Peleș. Așadar, descurs pe munte vă dorește să aveți parte de ture faine și să ne revedem cu bine și data viitoare. Pa, pa!